Salut, bine te-am găsit la Hip Hop Life Fresh. Eu sunt Nadia și hai să vedem ce s-a întâmplat săptămâna aceasta. Turul lui Jay-Z și al lui Beyoncé este pe cale să devină cel mai de succes tur din toate timpurile. În ciuda zvonurilor, precum Beyoncé și Jay-Z nu vând destule bilete pentru turul lor on the run din această vară, se întâmplă chiar opusul. Conform calculelor celor de la Forbes, turneul urmează să aibă încasări de aproximativ 100 de milioane de dolari, fiind depășită de turneul celor de la U2 360 și depășindu-i chiar pe cei de la Rolling Stones Bigger Bang. Se pare că Busta Rhymes pregătește o nouă piesă în colaborare cu Eminem. Este vorba de Calm Down, care va apărea pe 1 iulie. Subsemnat a lansat videoclipul piesei Senzațional în colaborare cu DJ M. Single extrază pe viitorul album Revanșa. Piesa o puteți descărca accesând linkul din descriere. Matfix se pregătește de lansarea unui nou videoclip. Piesa a fost realizată împreună cu Grasus XL și Șerban Kazan de la HaHa Production. Artistul a fost susținut la filmări de toată gașca Okapi. O colaborare care a rupt gura târgului este aceea dintre Sadistic, Tech 9 și Sticky Fingers. Rezultatul? O piesă care te obligă să o ții pe repeat, cel puțin până o știi pe de rost. Piesa Death Warren, produsă de Eric G, este extrasă de pe albumul Ultraviolet și va apărea pe 1 iulie. Cabron și Voltaj? Piesa se numește Vocea ta și este rezultatul unei colaborări inedite. Single-ul beneficiază de un videoclip în regia lui Iulian Moga. Și vine continuarea mesajului transmis de Cabron și de Lyric în piesa Țara Arde. Filmările videoclipului au durat 2 zile și au avut loc în cea mai mare parte în București. Alături de Cabron în videoclip apar Doc, The Lyric, George Vintilă, Vlad Craiovianu, Andrei Gheorghe, Dan Fințescu, Rashid și Biga de la CIA, Smiley și Moga. În încheiere, apare pentru prima oară în fața camerelor fiul lui Cabron, Nicolas Alexandru. Weekendul trecut a fost unul foarte productiv pentru hip-hop-ul românesc. Vineri 27 iunie, Omul Gnom a lansat partea a doua albumului Atenție la Neatenție în Club Fabrica din Capitală. Alături de el pe scenă au urcat Carbon, Faust, Ateliere de Creație, Gunfum, Traian, Crem și live bandul Mă Cel Mai Chill. Albumul se poate descărca accesând linkul din descriere. Duminică Ibra a făcut vrăj și a lansat Ibra Cadabra. Artistului s-au alăturat Carbon, Biga, Brugner, Pretor și mulți alți artiști de seamă. De asemenea, materialul poate fi descărcat accesând linkul din descriere. Asta a fost tot. Nu uitați să dați un like și un subscribe și stați cu ochii pe hiphoplife.ro. Stay fresh! Piesa o puteți descărca... Traian, Crem și bandul Mai Cel Mai... Alături de Cabron, în videoclip apar Doc, de Lyric...